Apocalipsa, capitolul 21. Și am văzut un cer nou și un pământ nou, fiindcă primul cer și primul pământ trecuseră, iar marea nu mai era. Și am văzut cetatea cea sfântă coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas puternic din tron zicând: Iată, cortul lui Dumnezeu este printre oameni și El va locui cu ei și ei vor fi popoarele Lui și însuși Dumnezeu va fi împreună cu ei, va fi Dumnezeul lor și El va șterge orice lacrimă din ochii lor și nu va mai fi moarte, nici plâns, nici strigăt, nici durere, fiindcă lucrurile din tâi au trecut. Și a spus cel așezat pe tron: Iată, eu înnoiesc totul. Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt adevărate și vrednice de crezare. S-au împlinit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce însetează, eu îi voi da nădar din izvorul apii vieții. Cel ce învinge va moșteni acestea și eu îi voi fi Dumnezeu, iar El îmi va fi fiu. Cât despre cei fricoși, necredincioși, întinați, ucigași, desfrânați, vrăjitori, idolatri și toți cei mincinoși, partea lor este în lacul aprins cu foc și sulf.